Pe ideea respectivă, că domnule, 2030, gata cu producătorii de petrol, nu se mai fabrică mașini, nu ne mai cumpărăm mașini, interesant. Și s-a făcut cumva vreun studiu ce impact ar avea această măsură asupra PIB-ului? În România nu. Nu în România. În România, deci... La nivel european. Nu, în Germania se pare că discutăm de niște sute de mii de locuri de muncă. Păi da, aha, mersi. Și care, da, de aici se apar, dar problemele apar mai multe. Și unde îi reangajezi pe aia? Da, chiar și cu jumătate de salariu. În ce industrie care vine și ia locul? Deci aici discuția este că sunt multe ramuri, deci multe organizații patronale europene în ultima perioadă au tot trimis scrisori și lor de poziție la Comisia Europeană vis-a-vis de toate aceste planuri în care ce da, domne, suntem de acord că trebuie să apărăm prima. Dar nu atât de repede. Am făcut eforturi în ultimii 20 de ani, am redus consumurile, am redus emisiile, suntem gata să mai așa. De exemplu, am văzut o parte de costuri, un grafic pentru oțel. Deci oțelul, când vrea să facă în Suedia, vor să folosească la opțiunea oțelului hidrogenul. Deci la momentul ăsta, utilizarea hidrogenului înseamnă să ducă tona de oțel în zona Amsterdam acolo la $1,200 tona. Deci aproape dublu față de ceea ca utilizarea gazului și mai mult decât dublu dacă vorbim de cărbune. Da, deci vorbind în viitor, păi da, ar putea... Da, da, în viitor. Tehnologia se ieftinește. De aici vine și această inflație care vorbim. Deci inflația nu e neapărat monetară la momentul ăsta. Inflația vine din datorită prețului energiei care transmite parametrul. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da, o să uite-te să vezi. Să vezi, uite la prețurile... La altceva vreau să spun. Băi, am avut un salt al energiei. Da. Și dacă ei... Dacă treci pe inflația core, din care s-au scos așa, nu e... Păi tocmai e. E componenta energetică, bun. Și avem acum, nu știu, cât au fost estimarea BNR pentru... Inflație, 8,2 sau ceva de genul ăsta. Da, ok. Și persistentă până în prima jumătate a anului viitor, cel puțin, și așa zic dânsii. Păi logic, și mai că la anul, în noiembrie, pe 11 noiembrie, na, la anul, dacă facem emisiune aici, o să vedem că inflația nu o să mai fie 8%. Că nu o să mai crească încă o dată energia. Ai efectul de bază, Sorin. Da, bun, rata inflației va fi un dar mai sunt energie. Rămâne scumpă, dar nu mai e inflație. Energia, da, mai sunt alte elemente, pentru că intervin, dacă ne uităm la prețurile producției industriale, o să vedem, metalul a crescut foarte mult. Dar și-a revenit, asta spuneam, am văzut ieri un grafic. Nu și-a revenit total și nu o să-și revină, că are problemă tot din cauza... Are probleme și cu lanțul. De exemplu, o mare problemă este legată de faptul că, dacă nu m-am înșelat, acum vreo două săptămâni am văzut o scrisoare la din cauza cadmiului, care se obține până electroliză în China, principalul producător. Și pentru că acolo e criză energetică, producția a scăzut. Și acum, dar nu, cadmiul nu se folosește la orice... Păi nu se folosește, dar sunt câțiva... Sunt nichel, cadmiu... La aliere. Păi, da, industria pentru scule, chei și astea. Da. Da, da, dar în tabla de pe Logan nu e cadmiu. Da, dar multe din resursele din metale și de astea care sunt au făcut în China. Datorită lanțului de aprovizionare care s-au structurat de-a lungul anului pe o anumită trupă. Iarăși o chestie. Uite, Sorin, că mi-am o să aminte. Acum un an, costul, și am mai spus asta în emisiune, costul de transport al unui container din China în Statele Unite undeva la $1,000-$1,200. $17,000 acum. De 17 ori mai scump. Ce s-a făcut de 17 ori mai scump? Cererea a crescut de 17 ori? Dă-o naibii, că n-avea cum. Cererea datorită dezvoltării comerțului online.